Hristos a înviat! Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Credință și Cultură. Ne bucurăm să reluăm această emisiune cu o temă care cred că ne privește pe toți cei implicați în zona comunicării. Fiecare dintre noi comunicăm, fiecare dintre noi aparține unei sfere publice în care nu reușim însă întotdeauna să fructificăm dreptul nostru la vizibilitate cu înțelepciunea care s-ar cuveni unui creștin, unui om care prețuiește discernământul. Viața publică, vizibilitatea publică și vizibilitatea în exces pe care unii și-o doresc, deși sunt reprezentanți, practic, ai unei zone care se definește prin discreție, prin smerenie și mă refer în general la paradigma creștină, așadar viața creștină și vizibilitatea publică, pofta excesivă de vizibilitate sunt temele dialogului pe care vă invit să-l urmăriți. Alături de mine este un om de știință, este un om implicat în sfera filozofiei biologiei și a cercetărilor în domeniul acesta al biologiei, care presupune în esență, evident, viața. Este vorba de domnul profesor Virgil Iordache, foarte cunoscut și în afara spațiului științific, pentru că e un om care reflectează, alege reflexia, alege să scrie despre lucruri esențiale și unul dintre acestea este chiar tema pe care v-am propus-o. Bine ați venit, stimate domnule Iordache, Hristos a înviat! Adevărat am înviat. Mulțumesc din suflet pentru această întâlnire. Eu vă mulțumesc și pentru că putem aborda o temă la care cred că mulți s-au gândit doar în fugă, fără să se oprească asupra ei. De ce? Pentru că, apreciez eu, trăim într-o epocă pe care, mă rog, mari gânditori creștini contemporani, precum Jacques-Luc Marion, de exemplu, probabil cel mai mare filozof creștin la ora actuală, apreciază ca fiind o epocă a saturației de imagine, o epocă a imagolatriei, e idolatrizată imaginea, este practic o obsesie să apari undeva, să fii vizibil, vorba lui Cioran, pofta de a fi primul, de a fi văzut, este o ispită extrem de insidioasă, care ne vizitează evident pe toți, dar care trebuie cumva contracarată, pentru că apare inclusiv starea de ridicol, de caragioslâc pentru un om care reprezintă, de exemplu, biserica și reprezintă mesajul creștin și în același timp reprezintă o lume obsedată de vizibilitate. E o graniță pe care dumneavoastră ați încercat să o deslușiți într-un text recent și, cum spuneam și la început, în sfera publică suntem cu toții incluși, toți avem dreptul să comunicăm, e necesar, dar cum comunicăm, cât de mult e îngăduit sau se cade să ne expunem într-o zonă a vizibilității în calitatea noastră de creștini, sunt câteva întrebări la care încercăm să răspundem. Dumneavoastră, cum ați ajuns să reflectați la această temă? Ce v-a sărit în ochi, ca să spun așa? Mi-a sărit în ochi situația mea efectivă de a comunica și în același timp de a nu trebui să pedalez, ca să spun așa, pe vizibilitate. Deci cum să spui niște lucruri care crezi că sunt de folos și în același timp să nu fii vizibil, nu? Acum, eu nu sunt un teoretician al comunicării. Eu am unele cunoștințe prin prisma formației filozofice de semiotică, elemente de știință de comunicare. Și dacă ar fi, în primul rând, așa ca o idee de început de discuție, pe practic da. Vorbind, impresia pe care o am fiind și cadru didactic, comunicarea totuși este ceva interpersonal. Adică această comunicare publică, cea care duce la aceste excese, de fapt, nu? Pentru că dacă cineva abuzează de comunicare interpersonal, spunem că este vorbăreț sau spunem că, mă rog, duhovnicește, intră în a nu tăcea, nu?
E altceva această comunicare interpersonală decât actul de comunicare publică. Atunci am reflectat puțin la lucrul ăsta, nu ca un profesionist, dar ca un practician cumva empiric, nu? Asupra acestor lucruri. Și e o diferență de fond în comunicarea, mi se pare, e convergentă și cu alte păreri. În comunicarea publică, acolo ceea ce contează în cea mai mare măsură, mi se pare, este de ce o faci. Care adică, este rațiunea care merită respectată atunci când te angajezi într-un act adică, de comunicare? Nu faci ca să vorbești ca cum mai înțelege cumva, nu, ce te exprimi ca să înțeleagă și din dialog ajungi la o înțelegere comună, împreună lucrare, cum să spunem, pentru că acolo tu nu vezi persoanele. Adică persoanele sunt undeva, dar canalul, cum se spune, tehnic, prin care tu te exprimi, nu-ți permit să ai acces la toată comunicarea așa numită non-verbală a persoanelor acelora. Tu nu-ți dai seama dacă dumnealor, doamnele, domnii, înțeleg sau nu. Apropo de persoană și persoană, da. Cuvântul în sine, latinescul persona, știm că înseamnă și mască pe care o purtau actorii latini, inclusiv cuvântul prosopon în grecește, nu? Apropo de această noțiune, indică starea de a fi cu fața spre celălalt. Da. Deci persoana prin natura ei și prin numele pe care îl poartă indică o stare dialogală care e firească. Da. Noi toți, ca persoane, avem darul cuvântului. Da. Da? Creați de cuvântul prin excelență, avem darul cuvântului. E un dar care trebuie folosit. Dar ca orice dar, nu trebuie tratat ca o pradă, cum se spune, ci ca un semn firesc, nu, pe care ți-l dă Dumnezeu atunci când te înzestrează cu acest dar. Problema este excesul. Această poftă de a ieși în evidență, de a vorbi prea mult, e și cazul meu, din păcate. Ispita aceasta pe care o resimțim, nemai percepând o limită și o graniță dincolo de care trebuie să apară celălalt, pentru că altfel dispare dialogul. Ați spus foarte, foarte bine acest aspect al percepției graniței. De fapt, granița ea există și anume în momentul în care comunici public, de exemplu acum cu telespectatorii noștri, granița este extrem de limpede. Noi nu vedem față către față pe ceilalți. Nici pe internet, nici pe bloguri, nici la radio, în niciun context. Acea graniță cumva dintr-un anumit fel de a fi al umanității acum a fost făcută nevizibilă. Și aici cumva este legătura cu știința într-un anumit sens. Pentru că noi credem că, de exemplu, putem avea acum educație online. Adică o educație care nu este față către față. O educație fără comunicare, ceea ce e o pseudo-educație. Îndrăznesc să spun chiar, îmi dau seama că nu e, poate, din partea unei profesori care ar trebui să facă, cum într-un anumit fel sau altul, o astfel de educație, că nu s-a putut altfel. E curios să spun că această educație nu există, de fapt, în sensul ei profund, de comunicare interpersonală, de a sesiza când celălalt înțelege sau nu înțelege. Atunci îți ajustezi discursul. Da? Noi acum, dumneavoastră și cu mine, noi comunicăm efectiv, dar comunicarea noastră cu ceilalți, ea se va vedea prin prisma folosului sau lipsei de folos, Doamne ferește, a ceea ce facem noi acum. O idee extraordinară, aceasta a folosului și lipsei de folos, întrucât ca multe alte lucruri, ca aproape toate, ne sunt îngăduite, problema apare în formularea paulină, nu? Ce e de folos? Totul ți-e îngăduit, dar nu totul îți e de folos. Să ajungi să înțelegi cât e de folos să vorbești și să te oprești la acea graniță. Apare din nou
noțiunea de discernământ, marea virtute a echilibrului și a clarității de tip moral și intelectual pe care trebuie să o dobândim. Altfel eșuăm în ridicol, în exces, nu? Avem toți în minte câteva nume de comunicatori care s-au consacrat gălăgios, aș spune, și întorși foarte mult spre sine, inclusiv din rândul clerului, oameni care viețuiesc, aș spune, în zona virtuală, unde, din păcate, te vizitează ispita laicurilor, ispita aprecierilor omenești, prea omenești. Firește că e bine să comunicăm și în altă zonă decât cea a realității limitate în care ne aflăm în epoca comunicării virtuale. Problema rămâne excesul și această poftă, repet, excesivă de a fi vizibil. Nu vi se pare o ispită foarte mare pentru un comunicator creștin? Foarte mare. Deci o simt pe propria mea piele și nu mă pot lăuda nici cu discernământ care, firește, în sensul propriu, este la un nivel duhovnicesc înalt. Da. Acum, putem să-l căutăm, cei care sunt, cum încercăm și noi creștinii obișnuiți să fim. Însă, mi se pare cumva că găsim un anumit sprijin, în mod paradoxal, aparent, chiar din partea științelor care au pus la dispoziție aceste instrumente care la rândul lor facilitează excesul. În sensul că dacă, de exemplu, citești un curs de comunicare publică, ceea ce noi de obicei nu facem, ne fiind formați ca niște comunicatori profesioniști, care să fim artiști ai diversiunilor, ai convingerilor, ai influențării maselor. Dacă citești acest curs, unul sau mai mult le găsești în orice bibliotecă, sau dacă ești atent la cei care sunt profesioniști realmente ai comunicării, atunci vezi că lucrurile sunt destul de transparente. Adică, pentru cei care lucrează în acest domeniu ca profesioniști ai comunicării publice, cei care ne exprimăm ca să căutăm o vizibilitate, suntem pur și simplu, ca să zicem așa, n-aș vrea să mă folosesc termen peorativ, dar suntem naivi. Da. Adică noi ne exprimăm cumva, dar dânsii ne profilează, așa, urmăresc ce facem, cum ne-am exprimat, ce like-uri am dat și după aceea vin pe căile profesioniste ale comunicării publice, care țin seamă de toate tehnologiile și ritmurile și subliminalele și mai știu eu disponibile și ne livrează niște mesaje care realmente ne influențează. Adică noi suntem în postura de a încerca neprofesionist, să influențăm, să ne exprimăm, să căutăm și vizibilitate, poate ca o cădere a noastră, dar dincolo de asta sunt convins că foarte multă lume, inclusiv dintre acei comunicatori, clerici la care ați făcut referire, au foarte multă lume are bune intenții, dar nu știe să stăpânească Și să se stăpânească. Și atunci sunt antrenat într-un fel de vârtejuri mediatice, așa, pe care le stăpânesc cei care sunt profesioniști ai domeniului și rezultatele sunt nefolositoare. De aceea, dincolo de discernământ, ca să încheie această mică incursiune, niște elemente de cum se face, de fapt, comunicarea publică la modul profesionist, ar demitiza cumva acest domeniu și cred că, ca să mă exprim un pic mai popular, oamenii ar sta mai mult în banca dumnealor dacă ar ști de fapt în ce intră angrenându-se în aceste vârteje. Apare paradoxul, posibil de altfel, al comunicării fără o expunere excesivă. Pentru că toți putem comunica în orice registru, și virtual, și real. Problema este buna măsură. Da. Să comunici fără să te lași stârnit ulterior de ispita aprecierilor
repet, omenești prea omenești, de ispita și provocările celor care inevitabil nu vor fi de acord cu tine, până la urmă un creștin care își asumă statutul acesta public știe că, de fapt, contează mesajul lui curat, fondat pe revelație, fondat pe cuvintele lui Hristos și pornind de la ele, traducându-le, să-ți comunici mesajul. Fără să ajungi să fii în bătaia vânturilor, aprecierilor, al provocărilor și așa mai departe. În plus, mai contează ceva, să nu ajungi în punctul ridicol în care persoana ta să primeze. Ce e mai ridicol, stimate domnule profesor, decât excesul imaginii proprii? Sunt capodopere în literatură și în poezie mai ales, care scot în evidență ridicolul acesta al gonflării de sine. Inclusiv imaginea ta pe prima copertă a unei cărți pe care eventual îți aparține. De-abia se mai vede titlul de propriul tău chip. Imaginea aceasta excesivă a sinelui, umflarea până la hibris, aș spune, a sinelui. E ceva evident necreștinesc în asta, pentru că tot mesajul creștin e o invitație la discreție, la bună cuvință, la cunoașterea propriilor limite și la înălțarea spre Hristos cu smerenie. Da. Acum, da, dacă îmi permiteți, am să încerc să preiau din ce ați spus ideea asta de ridicol cumva. Din perspectivă duhovnicească, în momentul în care îl realizezi, e limpede că el duce la smerenie. Adică când cineva ajunge și înțelege această situație și postura în care se află, smerenia vine imediat după. Deci aici ar putea fi și o anumită lucrare a lui Dumnezeu de a lăsa oamenii să ajungă în astfel de situații, tocmai pentru a le da o lecție. Da. Acum, această situație totuși nu pare a fi generală nu. În ce îi privește pe oameni. Adică, dar cei care ajung să fie foarte vizibili, au ajuns să fie foarte vizibili și din cauza excesului. Unii da, alții poate nu, alții poate sunt la măsuri înalte. Nu, da. Privind așa, poate că ar fi nedrept generalizarea, dar fenomenul într-adevăr deranjant este de felul acesta. Încerc să mă gândesc chiar acum, dar nu m-am mai gândit, că oamenii de fapt vor să facă ceva bun prin aceste. Ei vor să ia atitudine. Da? Și aici reiterez acea observație că a lua atitudine de o manieră publică, generală, adică să te adresezi României, să spunem, da? Asta cumva este foarte riscant. Pentru că vorbesc de traducere. Traducem mesajul evanghelic în mesaj de altă natură. Acum, dacă el este spus direct ca și cum cineva, să spunem, ar ține o predică sau un discurs cuiva, dacă e mirean, el nu va fi înțeles de oameni. Vedeți, caz recent, nu-l mai numim, dar nu e suficient astăzi să mai citezi, eventual da. Nu suficient de, da. De clar. Încercam să fiu cât mai da. Departe, pentru că în felul în care citesc eu realitatea mă străduiesc, mie mi se par bune și aceste lucruri, vreau să spun. Pentru că eu, dacă pornim de la problema pandemică, nu care este în discuție, da. Va și mai departe, e clar că există din rațiuni duhovnicești sau neduhovnicești, niște diferențe, nu? Înăuntru bisericii. Nu ne referim la populația generală. Evident. Și atunci, dacă mesajul ar fi, din perspectiva comunicării profesioniste, țintit numai către ceea ce se spune că e bine, să spunem ceva, atunci riscul de adâncire a
ceea ce se întâmplă în biserică ar fi și mai mare. Deci, într-un astfel de context, cineva care, să zicem așa, ține partea unei anumite părți, da, în rațiunea unității bisericii și al neexagerării discrepanțelor, poate să fie, din punct de vedere al lucrării. Rațiunea unității, da, e cea de aur, ca în orice familie. Da. Importantă, da, e unitatea, dar apropo de unitate, inclusiv unitatea propriului sine, unitatea lăuntrică, stabilitatea, buna așezare, adâncimea personală, toate acestea nu au de suferit în momentul în care se consumă o expunere excesivă a persoanei. Să ne gândim la, da, cei constrânși să iasă, să comunice. Expunerea pe o lungă durată de timp, aruncarea într-o luptă nesfârșită, pentru că e nesfârșită această luptă, da, are niște efecte evident adânci și negative și aș numi doar unul singur, destrămarea de sine. Poate chiar destrămarea minții, risipirea. Risipirea e o mare problemă în, da, în zona reflecției creștine. Da. Așa este. Aș putea adăuga ceva care, cu totul întâmplător, în nevoia mea proprie de a înțelege mai bine ce se întâmplă, s-a întâmplat că am fost la un curs de vorbit TV. Da. Deci m-am dus să fiu mai folositor, da, cumva. Am luat 4 întâlniri în care trebuia să citim niște știri. Și mesajul unui comunicator profesionist a fost următorul, că dacă vrei cumva să scapi de această părere de sine, privește la tine însuți cum arăți. În situația concretă în care comunici celorlalți. Pentru că noi, în momentul în care comunicăm, nu ne vedem pe noi înșine public. Iar ceilalți care sunt adresanții, cum s-ar zice, nici ei nu ne pot spune direct, măi, ceva nu e bine în ce spui tu, ceea ce se întâmplă în relațiile directe din priviri, nu? Și atunci tu nu mai poți să îți formezi o imagine despre ceea ce ești tu de fapt. Ești în închipuirea ta vorbind, da, îți auzi biologic vorbind, vocea în alt fel, gesticulația este altfel. Și atunci o cale profesionistă de a îți rezolva eventualele excese care duc finalmente și la ridicul și la multe alte lucruri, este să urmărești propria prestație, dacă poți să faci asta. Ceea ce nu e confortabil. Să te autoevaluezi, să te detașezi și să te privești din afară. Da. Cum s-ar vedea unii, inclusiv clerici, nu mă sfie să spun, privindu-se din afară și auzindu-se, vorbind într-o zonă a familiarismelor care nu și-au rostul, de exemplu, da, într-o, da, comunicare dintre un preot și un reporter, de exemplu. Formula draga mea, folosită de cineva față de cineva care ți este străin, de exemplu, e un familiarism. Nu e în ordine să coborâm discursul și comunicarea într-o zonă a intimității, chiar dacă ne cunoaștem cum persoana respectivă. Să spunem că noi doi am fi la pertu, ceea ce nu e cazul, în afara emisiunii. Chiar și așa, nu cred că e normal să expunem planul nostru, care e un dar al prieteniei interpersonale, într-o zonă care nu interesează pe nimeni. Contează ce spunem noi, nu statutul nostru de persoane strict private. Am atras atenția asupra acestui lucru pentru că este păcat să cultivăm stridența, familiarismul, limbajul neglijent, interpretabil, în zona comunicării creștine mai ales. Cred că știți la ce mă refer și semnalez asta tocmai pentru a ne situa adecvat la realitate. Da. Pun astfel de inadecvări pe seama bunăvoinței, în sensul că... Și eu, firește. Da, da. Ce lipsește, poate, este înțelegerea practică
experimentarea, experiențierea situațiilor și urmărirea efectelor asupra oamenilor. Pentru că dacă finalmente, să spunem, nu, un părinte când intră într-o biserică, dragul meu, da? Deci este cu totul natural să se exprime în felul ăsta. Și într-un cadru în care ești tu cu el. Într-un cadru în care sunt, da. Altfel, dacă intru același părinte și sunt mai multe persoane, vă spun, domn profesor, sau mai știu eu, o să găsească în funcție de... Deci, lucrurile astea se întâmplă reflex din partea cuiva care simte și vrea să așeze lucrurile. Ori, este clar că dacă ai ales să influențezi lumea, pentru că este un exercițiu, până la urmă, de putere, nu în sens rău, de a influența lumea prin acțiune publică. Asta înseamnă comunicarea publică. Nu este o comunicare în sensul interpersonal. Este un fel de a încerca să faci bine, dacă dorești să faci acel bine. Și nimeni nu pune la îndoială aceste lucruri. Da. Ideea rămâne cea a adecvării. Exact. Adecvarea la realitate mi se pare o formă de înțelepciune accesibilă oricui îi e mai atent. Da. Ce părere aveți, domnule profesor, despre monahi care viețuiesc nu doar în mănăstire, ci și pe Facebook? Sunt multe cazuri de persoane care reprezintă monahismul și care sunt ultra prezente în zona virtuală. Cum apreciați lucrul acesta? E și aici o necesară găsire a echilibrului sau e inadecvat? Neavând imaginea de ansamblu, pot aprecia prin prisma celor pe care, într-un fel sau altul, i-am urmărit, de la unii poate care fac rucodelia, am mai și luat câte ceva. Da. Da? Deci, de un anumit fel care pot să o cumpăr eu. Aici... E ceva strident în asta? Nu știu dacă... Pentru percepția omului obișnuit... Pot să fac o confesiune? Vă rog. Cum am catehizat eu? O persoană mi-a dat o carte a unei astfel de monar, da? Despre dragoste. Ce înseamnă dragostea? Și din perspectivă creștină. Din perspectivă creștină, dar eu la momentul respectiv nu știam despre perspectiva asta deloc. Da. Și pe acea cărticică mică, ca să fiu pleonastic, scria cui i s-a dat mult, mult i se va cere. Eu nu știam despre lucrurile astea prea multe. Atunci, întâmplător, pentru că am făcut conexiunea asta imediat, fără să știu ce mă voi întreba noastră, cunosc un astfel de monah care a scris o astfel de cărticică. Și pentru că acea cărticică a însemnat pentru mine, m-am uitat și la viața dumnealui. Deci este în cazul acesta o persoană cu un trecut artistic convertit și așa mai departe. Da. Ei, deci, pentru astfel de persoană, ca să-și ducă viața după ce a avut o experiență și o vocație artistică, monahal, eu cred că simte nevoia să se exprime și într-un plan de felul acesta. Deci, dacă ar fi să generalizez această observație, chestiunea este iarăși, cum spuneați noastră, de măsură. Adică să valorifici experiența preconvertire, premonahală în acest caz, ca să faci bine. Mi se pare ceva folositor. În cazul unui monah, unui monah, mai e necesară o condiție care rezultă din ascultarea cu care e dator față de stareț. Da, asta clar. Deci dacă persoana la care faceți referire sau alții, știuți sau neștiuți, au, ca să spun așa, binecuvântarea starețului să se expună și în alt plan decât cel al comunicării strict interpersonale cu cei care vin acolo, e un altceva. Dar eu am vrut doar să semnalez ceea ce numesc, fără mari rezerve, un exces al unora. Da. Pentru că fiecare persoană, fiecare dintre noi are un statut. Ori statutul monahal, admirabil prin natura lui, de care nu suntem capabili, evident, cu toții, este, aș spune, pus într-o situație delicată atunci când ești de găsit
mai mult în zona virtuală decât în zona reală. Da. Și firește că asta o judecă Dumnezeu. Dincolo de asta, am mai putea vorbi, cred, despre riscurile în sine ale expunerii excesive în comunicare. De la asta cred că plecasem anterior. Da. Și aș vrea să adăugați dumneavoastră câteva astfel de riscuri. Eu am numit unul dintre ele destrămarea. Ți se destramă cumva viața profesională, viața intimă, viața lăuntrică, în măsura în care, sigur, te faci tuturor toate, că ești la dispoziția tuturor, dar cred că și aici trebuie căutată poziția adecvată și a limitei, dincolo de care, dacă treci, nu prea mai ai șanse să te întorci. Dacă ar fi să, nefiind un profesionist al comunicării, să identific astfel de riscuri, aș formula cumva invers, sub forma unei recomandări, ceea ce comunici să fie numai din prea plin. Da. Adică era undeva... Să fie dar din dar. Din ceea ce... Să nu periclitezi pe alții prin faptul că tu încerci să faci un bine comunicând și să nu îți acoperi rucodelia de bază, ca să spunem așa, nu? Știm într-o anumită pildă, nu, că până și a te duce și a se face pravila poate fi smintitor dacă altcineva așteaptă la masă și, nu? Sigur. Deci asta ar fi în termeni creștini poate riscul, dacă e să-l numim, ca tu atras de această, că te atrage prin dorința de a face bine, dar finalmente dacă nu știi să gestionezi, dacă nu ai unele elemente de comunicare profesională, risc să neglijezi niște lucruri unde realmente tu ai niște responsabilități. Amintiți-vă cu ce oferte venea demonul la miezii când vorbim de Achedia la părinții din pustiul egiptean, cu ce oferte filantropice venea acest demon la miezii în mintea unora. Îi invita să părăsească schitul, să părăsească chilia pentru a merge să facă un bine în spațiul comunitar. Da, da. Aici e vorba, sigur, de monahi, dar extrapolând pentru fiecare dintre noi, a nu-ți părăsi cetatea lăuntrică, a nu-ți o abandona, de fapt. A ieși când e necesar și a te întoarce mereu acasă, tot cu o vorbă evanghelică. Da. Sunt și niște avantaje ale comunicării. Firește. Și aș vrea să menționez... Nimeni nu pledează pentru muțenia absolută. De exemplu, dar și din punct de vedere duhovnicesc, dacă lumea cumva nu că te cunoaște, că nu te poate cunoaște personal, dar are o anumită reprezentare asupra ce faci, ești mult mai ușor primit în noi comunități. Dacă mergi într-un pelerinaj sau mai știu eu, și ai o activitate publică, mai ușor se trece acea dorință sau cerința de a fi ospitalier și de a-l primi ca într-o familie pe orice străin, există, dar e mult mai ușor de făcut acest pas dacă persoana respectivă nu este cu totul străină, cunoscută chiar și din social media. Da, e perfect adevărat. Și am observat că lucrurile astea se întâmplă la o scară tot mai mare. Adică nu e vorba de una sau alta persoană. E diferența între monași și cei care sunt asociați parohiilor, cumva există o circulație așa de oameni și lucrul ăsta este bun și de aceea și când spunea noastră aceea specifică monahilor, acealaltă n-ar fi. Nu? De fapt, la origine, probabil că creștinii erau, nu? Da. Monahi, s-a separat cum, nu? Noastră știți mult mai bine din rațiuni instituționale. Ori, acum, un câștig potențial, depinde cum îl valorificăm, al acestei comunicări este cumva și creșterea încrederii, dacă ea e bine făcută, între
din rațiunii pur sociologice, dincolo de dragostea creștinească. Da. Pur și simplu îi cunoști, îi știi de undeva pe acei oameni. E adevărat. Ăsta e un exemplu practic, aș spune, foarte potrivit. Ceea ce aș vrea să conturăm ca distincte ar fi noțiunea de comunicare, care este firească, i-aș spune organică dintr-un anumit punct de vedere și care ne implică în cel mai natural mod. Comunicarea însă e diferită de pălăvrăgeală. Comunicarea e diferită de risipirea minții și de înnecarea în cuvinte, de prea multele cuvinte. Noi trăim într-o epocă a unui excesiv verbiaj. E practic un zgomot deasupra noastră permanent, compus din foarte multe nesfârșite monologuri. Ce e în criză este dialogul. Exact. Pentru că eu, tu, această relație despre care a vorbit și Martin Buber, ca să mai dăm o referință bibliografică și nu numai că noțiunea este biblică, nu? Relația aceasta între eu și tu, dialogul ca formă de mântuire, pentru că există un dialog prin cuvinte, există un dialog în limbajul faptelor, nu? Cu celălalt, relația cu celălalt. Deci e important pentru fiecare dintre noi să facă distinția între a comunica, a vorbi în diverse registre, dar și, dincolo de granița aceasta, a pălăvrăgi, a comite excesul cuvântului, a-l trivializa până la urmă prin exces. Orice exces trivializează. Și o predică, se știe, dacă depășește un anumit număr de minute, firește, cu excepții rarisime de oameni care captează atenția tuturor, devine un prea mult. E foarte important să esențializăm. Și cred că putem pleda pentru asta. Pentru că efortul de a esențializa aduce mult mai multe binefaceri decât risipirea în cuvinte obositoare pe care nu le reține nimeni. Nu? Da. Ați punctat foarte bine această nevoie de a nu face exces, un prea mult în a vorbi, fie că e vorba de vorbirea personală, fie că e vorba de vorbirea publică. Știți că, iertați-mă că intervin, vă rog, vă rog. V-am spus că, din păcate, sunt și eu în situația omului care comite excese, dar mi-am adus aminte cuvântul Sfântului Pavel, atât de prost înțeles astăzi, adresat femeilor, femeia să nu vorbească în biserică. Nu e o interdicție pentru femeie să vorbească în biserică. Sfântul Pavel spune asta într-un context al creștinismului primar, când mulți convertiți creștini proveneau din alte culte, unele culte chiar orgiastice, în care femeile erau foarte zgomotoase. Trebuie ținut cont de contextul în care cineva rostește un cuvânt. Am dat un exemplu pentru că a fost vorba recent și de femeie, și de păcat, și așa mai departe. Sunt multe ispite. Deci punerea în context, punerea în context. De fapt, Sfântul Pavel invită la moderație, invită la tăcere ca la o virtute, nu ca la o interdicție. Sunt sigur că invită la tăcere în biserică pentru toți care nu sunt sigur. Slujitori. Nu e cazul să fim gureși în biserică. Este la fel și pentru bărbați, exceptând slujitorii. Apropo de, pentru că, iată, nu mi-am uitat gândul pe care, când zicea să nu vorbim mult, ar mai fi un mult aici pe care am putea să-l evităm. Și anume, dacă alegem să încercăm să influențăm, pentru că atunci când e o poziție publică, îți asumi acest lucru, presupunând că ai înțeles despre ce e vorba. Da? Pentru că dacă te gândești că vorbești cum ai vorbi normal, deja ești, adică nu e un demers, nu te duce nicăieri. Dar presupunând că ai ales să vorbești, ceea ce este important este, mi se pare, din experiență, să-ți stabilești cât de multor oameni le vorbești.
Adică nu oricine se poate adresa, poți să vorbești câtorva sute de persoane, cercul tău foarte bine, îți alegi prietenii, între ghilimele, cum sunt, da, conexiunile, și adică, sau dacă cineva nu este o mare personalitate, atunci poate să își propună să vorbească public în sensul unor zeci de mii de oameni. Dar această dimensiune a audienței și alegere și filtrare cumva a ei pe baza unor criterii de fie de convergență a valorilor, dacă sunt, fie de pricepere a celui care vorbește la a se adresa acelui grup, nu? Cumva. Da? Trebuie foarte bine calibrată dimensiunea asta. Adică poți să vorbești mult în sensul că vorbești prea mult, da? Te exprimi și te consumi pe tine, te mai ocupi de ce trebuie, sau poți să vorbești mult pentru că ți se pare că te-ar asculta în niște mulțimi mai mari decât de fapt. Și tu ai putea... În general, ți se pare. Ți se pare, dar dacă ți-ai restrânge la rețeaua socială, ca să ne exprimăm în termenii, unde tu realmente ai putea să fii o persoană care influențează în termenii așa sociologici, eventual un lider local, calibrat pe ceea ce poți tu face cu folos. Și atunci, din astfel de așezări ale unor persoane care influențează cu dorințe bune la scări tot mai mari, se creează un cu totul alt efect. Mă refer la biserică, pentru că noi suntem aici. Dacă da. Fiecare se așează în locul lui, da, cineva care este, să spunem, om de știință, vizează cum, nu, mai degrabă nișa oamenilor de știință. Nu o să încep acum să vorbesc teologilor. Adică, firește. Poate numai dacă cineva ar vrea să fie curios, să vadă ce o fi în mintea unui om de știință și cineva mă invită în sensul ăsta. Dar e clar că dacă există o anumită experiență de viață bisericească, dar nu folosesc cuvinte mari duhovnicească, pe o anumită zonă profesională, tu poți să împărtășești ceva cu folos în măsură să facă, cum sper tu, acele aduceri, nu? La biserică, a celor care, cunoscându-te... Da. Mai e ceva, domnule profesor. În textul dumneavoastră vorbeați despre firescul, într-un fel, al poziționării centrale, cu orice preț, a unui comunicator din altă sferă decât cea creștină. Un jurnalist, un vlogger, un om care vine dintr-o cu totul altă sferă și care poate dorește să influențeze un grup de vârstă și așa mai departe. E plin internetul de astfel de persoane și personaje. Apar fan-cluburile. Cuvântul fan, sigur citit sau auzit în diverse feluri, e și hazliu, e și ridicol și, din păcate, aș spune și prost înțeles. Pentru că una este să aibă o persoană care nu reprezintă biserica un astfel de fan club, mă rog, nu mai vorbim de ce ascunde cuvântul fan în sine, în principiu un om care nu pune mare preț pe judecata proprie, pentru că se încredințează total gurului care îi vorbește. Dar dincolo de asta, cât de ridicol este să ai fani ca om al bisericii, aș spune. Apelăm la limbajul acesta pentru că e foarte folosit. Fanii părintelui cutare, fanii al cuiva. Vreau să scot în evidență necesitatea moderației și necesitatea de a demonta, aș spune, cuvântul și statutul de fan. Un fan e un om care, în general, adoră fără spirit critic o persoană care vorbește, cântă, dansează și așa mai departe. Ori comunicarea creștină, predica creștină, dar în general comunicarea creștină, nu trebuie să conțină accente pe persoana care comunică, ci pe mesajul pe care îl comunică. Cu alte cuvinte, contează ce spunem, ce alegem să abordăm, care e mesajul în spatele căruia ar trebui
noi ca persoane să rămânem discreți. Altfel, e vorbărie, e magie care sedează, ca să spun așa, mintea celor care ascultă și îi transformă în simpli fani. Nu sunteți de acord cu mine? Sunt, dar tot încerc să o așez într-o lume. E foarte bine că e așa, pentru că suntem complementari, apropo de tehnicile de comunicare, da. Și există un dinamism, nu? Aici, cumva, ceea ce e bine. Să-l folosim pentru ultimele 5 minute. Să-l folosim, da. Deci, oamenii de știință și ceilalți care caută fani, ei sunt angrenați într-un mecanism al pieței economice, care controlează toată această comunicare publică. Adică ea, comunicarea publică, prin natura ei, prin dezvoltarea ei tehnologică, nu a fost inițiată de biserică. Da. Și atunci, noi cei care dorim, în măsura în care ne exprimăm pe palierul credinței, nu putem schimba regulile jocului. Deci a spune că cineva care este un mare popularizator de știință își dorește fan, înseamnă să-l scoți de pe piață, ca să spun. Deci el trebuie să aibă acei fani și poate să facă treabă bună. Adică depinde tot așa de exces și asta. Am și specificat. Da, depinde de unde vii. Da. Acum, legat de cum se poziționează credincioșii simpli despre care aș putea să vorbesc, dar spuneți noastră și clericii. În ce privește cei care sunt clerici, am observat că o soluție este o anumită separare instituțională. Adică tu de obicei reprezinți o parohie, o organizație neguvernamentală și cei care au o anumită înțelepciune, am observat că nu își fac, exceptând cei care chiar sunt niște comunicatori ai bisericii consacrați, nu știu, care au aceste sute de mii sau, nu? Pentru că trebuie să le aibă, pentru că sunt purtători de cuvânt, pentru că, da? Ceilalți își păstrează un minim nucleu de prieteni reali în ceea ce se numește pagina sau zona lor personală, iar comunicarea de bază, transferul de influență, îl fac sub o umbrelă instituționalizată, bineînțeles, punctând faptele de folos și cuvintele de folos. Deci, în niciun caz nu atragi, din ce am văzut și eu, e ceva care se practică și la școli, și la universități, și așa mai departe. Nu? Adică, nu aduci capital de simbolic și la atenția publicului spre tine. Ca persoană. Da? Cu cât îl ai pe ăsta mai sus, pentru că la un moment dat, inevitabil, el se formează, tu începi să te ascunzi, fuzi ca Sfinții Părinți pe geam. Adică îți ștergi pagina pe alta, faci ceva ca să... Dar în același timp să folosești ceea ce a rămas pe alte paliere, nu? Deci acționezi de o manieră... Nu se face să facă referire la Sun Tzu, nu? Cum era... războiul, dar acolo scrie ceva de felul următor. Nimeni nu trebuie să știe ce e în mintea generalului. Da. Adică, cumva, în cultura dumnealor, au lucrul ăsta, adică, nu trebuie să devii previzibil în ceea ce vrei tu să faci, pentru că dușmanul așteaptă, nu? Tu să spui ceea ce și te va folosi, nu? Cam asta e ce aș spune. Ați spus lucruri esențiale, domnule profesor, ați pus accentele foarte potrivit, apreciez realmente sincer lucrul acesta. Cuvintele care cred că ar trebui reținute din dialogul nostru sunt folosul, autentic, cuvântul care trebuie prețuit, comunicarea ca necesitate, informarea și informația, care ar trebui să lucreze lăuntric, cum îi spune și numele, nu dezinformarea, posibilă prin exces de cuvinte și prin malformări de sens, e cazul în această perioadă. Aceste lucruri toate, cred că pot sublinia posibila coabitare între viața creștină și vizibilitatea publică inevitabilă uneori dacă ești constrâns să ieși în spațiul public. Dar mai rezultă ceva, că viața creștină autentică nu caută niciodată vizibilitate, de dragul vizibilității. Și aici e marea ispită asupra căreia am încercat să ne oprim în acest dialog.
Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc din suflet. Domnule profesor, vă aștept evident cât mai curând din nou în emisiune și vă doresc toate cele bune. Doamne ajută tuturor. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și eu pentru atenția acordată acestui dialog în care s-a vorbit mult, dar trebuie să umplem spațiul unei emisiuni. Sper că s-a vorbit și cu folos și vă îndemn, făcând o pledoarie pentru temperanță, să urmați ideile pe care le-a livrat în acest dialog distinsul meu invitat. Să vorbim, să comunicăm, dar cu măsură. Să nu căutăm imaginea de sine printre atâtea imagini care ne inundă viața. Vă mulțumesc!